Așa se trezește Humuleștiul lui Creangă în ultima zi a anului. E semn că boii trebuie legați la jug pentru că e vremea plugușorului, iar urătorii, plugarii și semănătorii trebuie să-și îmbrace costumele și să-și lege opincile, ca pe vremea lui Nica lui Ștefana Petri. O tradiție care se poartă din moș strămoș, așa se poartă, așa umblă și Creangă, așa umblăm și noi. În anul 2000-2001, când pe atunci eram un copil și sunt ani de ani de atunci, am trecut în rolul de semănător și în rolul de măsurare a pământului cu prăjina și cu doba. Sunt cel mai tânăr din bandă. Câți ani ai? 11 ani și merg de 2 ani. Și vreau să duc tradiția mai departe, să fim o legendă. Și ca o legendă, obiceiul merge mai departe. Toată suflarea din Humulești consideră că dacă nu sunt respectate fie și doar un an sau doi, tradițiile se pierd, cum s-au stins multe alte obiceiuri în zonă. Așa că oameni de toate vârstele ies mereu în prag de an nou să ureze. Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește și începe a ura pe la casa colinda. Iar n-ai creau, mătui mare, semne bune anuare, semne bune de belșug. Ca și brada de tupu! Plugușorul odată pornit colindă tot satul și merge apoi până la Târgu Neamț să le vestească oamenilor că vine un an nou, bun și bogat. La urec cu zurgăleni, să răsune muși și voi, mânați, mă!